Conform noului protocol medical, atât jucătorii cât și membrii staffului imunizați împotriva noului coronavirus vor fi nevoiți să-și anexeze dovezile efectuării vaccinului înainte de fiecare partidă. Totodată, cei neimunizați vor fi nevoiți să realizeze mai des testări anticovid. Ce părere are Costel Enache despre noile reglementări? Nu ne afectează, pentru că la noi a fost mereu același lucru. Adică cei care suntem vaccinați, am avut întotdeauna dovada și hârtia vaccinelor la dispoziția clubului și a celor care le-au cerut, iar cei nevaccinați, dar și noi cei vaccinați, am făcut controle săptămânal. Adică în fiecare săptămână a fost câte un control intern în club, realizat cu unul din partenerii noștri. Costel Enache a vorbit deschis și despre procentul de vaccinați din cadrul echipei și staffului tehnic. Cred că 50%, dacă nu mai mult. Duminică, sâmbătă s-a vaccinat și Stoienac. Dar nu au trebuit cele 10 zile ca să... Da, cel puțin 50%. Sunt în jur de 15, dacă am așa. Da, din 29, 30, 50% cu siguranță. Iar la antrenori, la fel, suntem jumate-jumate, dar i-am convins și pe ceilalți. De ce nu s-au vaccinat până acum toți cei care alcătuiesc staful tehnic al lui Costel Enache? Adrian Senin se teme foarte mult de injecție în sine, în vaccin, dar cred că o să-i facem o anestezie locală și să-l vaccinăm. Iar pe Costel s-a speriat și el de amploarea luată în ultimul timp de fenomen și a decis să vaccineze. Iașul a ajuns la un indice de infectare care se apropie de 13 la 1000 de locuitori. Tocmai de aceea trebuie respectate cu strictețe toate restricțiile impuse de către factorii decizionali, atât de către cei nevaccinați, cât și de către cei care sunt vaccinați sau au trecut prin boală în ultimele 6 luni.